Vreau un gata sănătoasă, că ai primit colinda noastră. Dacă te-o plăcut nițel, bagă mâna în portofel. Să plătești colinda și călușarul, să-ți meargă bine tot anul. Trei păstori se întâlniră, trei păstori se întâlniră. Raza soarelui, floarea soarelui, și așa se sfătuiră. Haideți, fraților, să mergem, haideți, fraților, să mergem. Raza soarelui, să facem o cunună. Raza soarelui, floarea soarelui, să ne plim cu voie bună. Și să ducem lui Hristos, și să ducem lui Hristos. Raza soarelui, floarea soarelui, pentru colindă, din partea noastră vă oferim un par de suc și o prăjitură și cinstim și noi și călușeri și colinda. Primarul comunei Sfântă Maria Orlea, Dumitru Ioan Oprean, iată, îl avem în fața noastră. Bună ziua, a treia zi de Crăciun. Da, e adevărat, a treia zi de Crăciun, o sărbătoare foarte importantă pentru neamul românesc și pentru credința ortodoxă. O perioadă în care toată lumea vrea să se bucure, să fie aproape de cei dragi și prin astfel de, ținând cont de acest eveniment, vrem și noi să fim aproape de cetățenii comunei Sfântă Maria Orlea și împreună cu un grup de dascăli și de profesioniști în muzica populară și în tradiții și împreună cu o parte din copiii școlii gimnaziale Sfântă Maria Orlea am organizat un spectacol de colinz și dansul călușarul. Am mers pe la toți oamenii care și-au exprimat dorința de a ne primi la dâns și cu aceste tradiții foarte importante și cred că prin asta putem și ducem mai departe tradiția poporului român. Este pentru prima oară în comuna noastră când se întâmplă lucrul ăsta? Nu este pentru prima oară. Anul trecut am avut prima ediție la care am participat, dar am participat pentru sărbătoarea de Crăciun, dar călușarul și alte evenimente specifice sărbătorilor de iarnă am mai făcut și la alte activități culturale artistice ce au avut loc la căminile culturale din Sfântă Maria Orlea și Sfânt Petru. Care n-au fost puține. N-au fost puține și tocmai de aia și în continuare vrem să dezvoltăm, să ducem mai departe tradițiile neamului românesc și tradițiile creștine. Ce le transmiteți celor care se uită la noi în acest moment pe final de an 2016? Celor care se uită la noi și tuturor cetățenilor comunei Sfântă Maria Orlea, le doresc multă sănătate, bucurie și fericire, Dumnezeu să-i aibă în pază și să fie alături de ei și de familiile lor, iar pentru noul an 2017 le doresc multă sănătate, bucurie, fericire și multe împliniri. Să dea Dumnezeu și pentru noastră la fel și să faceți treabă în comună. Sper să ne ajute Dumnezeu și autoritățile care sunt în locurile unde se pot aloca anumite fonduri sau de pot ajuta pentru realizarea unor proiecte de care comuna are nevoie. Doamne ajută! Doamne ajută!